Deci, iată, stimați telespectatori, costume de peste 100 de ani, costume care le-au purtat moșii și strămoșii dumneavoastră, dar care reprezintă o valoare etnografică, folclorică deosebită. Deosebită prin cusătura care care marchează, de fapt, momente din folclorul dumneavoastră de aici, de pe Valea Timocului, din Serbia de Răsărit, care dovedește maestria celor care realizau aceste costume. Cine erau aceste maestre? Erau mamele, bunicile, străbunicile dumneavoastră. Este pentru românii de aici, de pe Valea Timocului, din Serbia de Răsărit, un document deosebit. E o comoară inestimabilă. Faptul că știți să le păstrați și să le transmiteți mai departe este iarăși un lucru deosebit, pe care îl fac puține popoare care și-au pierdut costumele. Francezii au doar fotografii și în muzee ce mai au, ceilalți din Europa, până și vecinii, cei din România, și-au pierdut costumele pentru că au știut alții să le cumpere, să le ia, să le vândă, să facă bani pe seama unor valori care reprezintă enorm. Nu numai ca și bani, dar și ca valoare sentimentală. Pentru că este istoria neamului, este tot ce este mai frumos în creația populară. Pentru că omul, românul, cel care a creat-o, a fost talentat. Nu numai că a știut să cânte, a știut să și coase, a știut să și țese și nu oricum, ci cu valori deosebite. Vă mulțumim și să transmiteți costumele nepoților și așa mai departe, din generație în generație. Mulțumim. Avem aici o altă zonă. Iarăși costume deosebit de valoroase și pe doamna... Mă cheamă Mila Ghitanovici. Pe doamna Mila, care poartă la fel un costum. La mama mea poate să aibă 120 de ani. Că eu, asta de la baba mea, de la bunica mea, de la mama mea. Și o prego. Dar asta ciupac la cusut mama cu mâinile ei. Da. Ceea ce ne-a spus de culori nu mai repetăm, dar și pe acest costum culorile sunt deosebite. După atâția ani se păstrează intacte, foarte frumoase, la fel și culorile de pe, cum îi spune? Asta îi zice făstâc, Asta îi zice ciupag, Asta e opreg, Asta e poale și cerapii făcuți de mama mea de sfilă. Da. Dar opincele le-am cumpărat. Deci un costum de o deosebită valoare etnografică, un costum nu ca și vechime, dar ca și mod de a fi confecționat, culorile, ceea ce deosebim și față de alte părți și aici la românii din Serbia, la românii de peste Dunăre, aici întâlnim florile. În România, florile sunt în zona Ardealului, mai ales în zona Bistriței, în Săud, dar aici florile și culorile vii, culorile puternice sunt întâlnite. Vă plac florile? Da, și păstrez că am nepot. Observăm că la cârpă, pe cap, fiecare are câte o floare. Asta era regula la... Da? Și-am jucat în oră la Iabocuț, așa a fost, ai pus floare aici și m-a venit băiatul țăforat-o care i-a fost dragicine. Deci floarea avea un simbol aparte, deci era furată de băiat și o păstra la inimă. Pă da, și pe mai moară să joci lângă el, că s-a furat floarea. Erai obligată să joci dacă ți-a fost, sau dacă îți place. Dacă nu ți-a fost drag, el ai jucat o oră. Da. Când toată duminica a fost o oră la Iabocoț. Acum nu mai.
Nu mai este. Poate se reînvie. Se observă că tineretul începe să revină la tradiție și la... Știți că totul are un urcuș, dar pe urmă coboară. Da. Mulțumim, ne-ai cântat frumos, dar ai un element despre care nu vorbea nimeni, despre banii, sunt de aur? Da, galbeni, original, de aur. Deci le-ai adus de la Ungureni sau le-ai găsit aici la Câmpie? Câmpie. Deci vezi, nu numai frumos era, deci era și bogat soțul tău. Bogat și frumos. Să mergem tot la Ungureni, da? Ești ungurean, Ioane? Bă, într-un fel ungureni, la Otar, cu ungurenii. La Otar, deci ești la zona de indiferență. Prezintă-ne și tu costumul care nu este chiar atât de tradițional, îl prezinți costumul lui? Eu am venit cu costumul din zona mea, de la ce poartă românii noștri la Iabucovaț, din zona de la Iabucovaț. Aici am... un port. Spatele nu te mai uiți la cameră, așa. Aici am un port mireasa cu ginerli sâmbătă seara la nuntă, când cheamă mireasa rugilii la nuntă, are opinci de
alboaice, sunt ge oaie, cerapi ge lână și are crețan ge lână, tot cu în război țesut, are opreg poale și crețan și are ciupagul e iar cusut cu pana pistriță, se zice la noi, și în cap n-are cârpă, că încă e fată. Când se mărită, la urmă pune cârpă în cap. Și uciorul răchiu cheamă rugile la nuntă. Da, gine, asta, cumnatul de mână, care păzăși și mireasă, să nu fure cineva. Nu e mirele. Nu e mirele. La noi se zice cumnat de mână. Da. Care păzăși și mireasă până o dă când vine ginele duminică după mireasă. Da. El este, portul e făcut la noi, gim lână, gim cânipă, gim in, are căciulă în cap, pieptari de lână, cămașă de cânipă, cioarici de lână, țesuți, cerapi, cusuți, dar care are floare, este floare și țesută și cusută, care mai bogați e cerapii mai înalți. Dacă are mai săraci, așa, e mai picit, că după cum are pucere. Opincii sunt de porc, care găsăce, da. Și se cheamă Bugărești. Așa e portul ăsta, asta. Da, avem un port, doamnă Maria, asta e port, deloc, așa se duce la noi la oră, numai la oră se duce, orică când se duce la biserică. Un port este... port este original este de dacolob de la Măciuchiță, corn, asta e corn, care mireasa îl pune luni. Deci, trece de la când n-are cârpă în cap, luni mireasa după își pune, trece în rândul femeiesc și își pune corn. Ea poartă danțul înainte, că se vadă că e, nu mai e mireasă, da. E nevastă. Are scurceică, ciupag cu broschița, cum se duce la noi, e cusut, pe mimiță, are mimiță și are, e gein făcut, dar în jos e crățan, opreg și cu opreg, fâstâc și cu opreg, și are poale cu suce, nu sunt alboaice, așa este numai cu mimiți. Da. Cerapi cu sunt de bumbac și opinci alboaice. Dar am mai venit să vă reprezint un comport care se duce țăranii noștri la lucru, da. Voia Toblari, unii Toblariu, e ce asta este un port. Cum vă numiți? Voia Petrichici. Asta este port care se duce lumea la sălaș. Noi avem sălașă, avem casă în sat și la sălaș la vice. Da. Care e original gem făcut gem cânipă și gem căciula de oaie, cojoc de lână, șofiancă de lână împiecită, de muieri, cămașă făcută de cânipă și are cioare de lână, cerapi iar cu floare și opinci de porc care găsăce. Da. Vreau să spun încă ceva, simbolul nostru este la familie, este alcița, fără alciță n-a fost niciun ciupag, și căciulița. Și vreau să spun că așa se cânta cântecul busuioc vergerătat, care mici asemănat măriuța cu mânuța să șchicească manciuchița, și la naica căciulița, căciulița cu triroace, după ea dai ca să coace. Frumos. Fiind vorba de cântec,
la Năicuța, cu gândurile la Năicuța, că să nu o vadă Măicuța. Cu gherghina ea vorbeaște, da pe Năica dorește, nici o cramă să nu se vadă, da vadă, dar inima s-o ardă. De mine mi-a lăsat doruri pustii și gurița dulcea lui, până mor n-o-și mai găsa să sărut gurița așa, cât o-și fi n-o-și mai găsa să sărut gurița așa. Să te mângâie pe tine, când iar va fi dor de mine, să te mângâie pe tine. Urmărit, Milița ne mai prezintă un costum iarăși frumos. Așa, sunt două familii de la Cobișnița, Câmpieni. Asta e costum de vechi, dar asta e contemporan. Acum cum se poartă, acum a făcut, de acum, asta e făcut, de acum îl îmbracă doamna prima dată la cum l-a făcut. Dar fetița asta, ea a fost an la un concurs în Gucea și a luat primul unu cu portul, costumul ăsta a fost acolo la concurs și ea a bătat prim unul peste toată Sârbia. Da. Într-adevăr, este un costum deosebit. Vechi, și asta e tot original, tot făcut cu mâna, tot de vechi, nu-i nimic, dar ăla e contemporan, ăla e făcut acum și prima dată îl îmbracă doamna. Se observă țesătura și la aici, deci în țesătură este băgată, băgate dungi. De in, făcută la noi, s-a vreodată, noi am, eu țin minte, eu când am fost mică, noi am sămănat in și l-am topit în apă și l-am făcut și am țesut tot, am făcut tot cu mâna noastră, dar asta tot făcut cu mâna. Deci asta este țesut, pânza este țesut în casă? Da, da, s-a țesut in, s-a țesut pânza în casă și se da și s-a cumpărat. Este care a țesut mai mult și a vândut și la mai multe. Că ăsta e crețan, țesut, tot cum în război, tot gelână și tors la mână și fărbuit cu mâna, tot la casă. Nimica nu e de la magazină, de la fabrică. Frumos, felicitări, să-l păstrați cu cinste. Și asta la noi să cui, așa le zice muierile, femeile, întotdeauna când a plecat, ele a mers cu sacuiul pe mână. Fai, fai, fai,
Ea e, Doamne,
vrea. Grea e, Doamne, boala mea, toată mândra eu aș vrea. După o săptămână, două, eu aș vrea pe galta nouă. După o săptămână, două, eu aș vrea pe galta nouă. Ce vreau, urât e neravul meu, să sunt mândre că ce vreau. Urât obicei mai am, să sunt mândre că ce vreau. Urât obicei mai am, să sunt mândre că ce vreau. Așa-mi trece viața, azi cu una mâine alta, uite așa-mi trece viața. La mândrile mele toace, dă-le, Doamne, sănătate. Mie să-mi dai viață lungă, mândruțile să-mi ajungă. Mie să-mi dai viață lungă, mândruțile să-mi ajungă. O pereche de tineri din România, din Banat, care au venit aici. Ceea ce spuneam și mai de mult, portul popular, cântecul popular are foarte multe similitudini cu folclorul popoarelor. Întâlnim elemente în Europa, elemente ale portului popular, elemente din folclorul fie el românesc, fie el sârbesc, la multe popoare din Europa și poate chiar și la alte continente. Atât cu săturile, cât și modul de cum a fost confecționate, țesutul, culorile. Aici cei doi tineri, de fapt, poartă costumul popular, fata, costumul popular din Banatul de la munte, din zona Carașului, și băiatul costumul de la câmpie. Deci și noi avem și ungureni și câmpeni, nu numai în România. O rugăm pe Anișoara Serafin, care este și o cunoscută interpretă de muzică populară, să ne reprezinte
să ne descrie costumul popular de fată din ținutul lor, din Banatul de la Munte, din Caraș Severin. Mai întâi să vă zic bine v-am găsit și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și ce mă mai bucură pe mine este faptul că am auzit multe cuvinte care se aseamănă cu graiul din satul meu, de la Prigor. Să vă prezint costumul. Începând de la picioare, port opinci din piele cu ștrimi de lână, ciorap de lână, făcuți de mama mea. Apoi, cotrânța, cum e cusută cu fir de mătase, și pe margine șipcă neagră, aptunșa poale, poale din bumbac, cu motive florale, care pe lateral sunt trei șiruri de cusături, care noi le zicem poale cu flori păchiși, cu pui păchiși. Brâu, tot așa cu țesut în război din lână, la spate, o să vă arăt imediat, port un element format dintr-o parte cu țesută în război și șucuri care se numește opreg. Atunci, șupagul, pe culori, diverse culori la noi. Cred că la prezentarea costumelor ai auzit șupagul, nu? Da. Șupagul, cu tot așa cu motive florale, sunt și la noi în zona de munte diverse culori, predomină foarte mult roșu și negru, la mine predomină mai mult negru și culoarea maro. Tot așa cu șipcă pe margine, făcută de cei bătrâni. Eu acest costum l-am confecționat, l-am primit pe bucăți și l-am asortat în așa fel încât să dea bine. Și pe cap, ce am uitat să vă spun, pe cap port un conș. Acesta este reprezentativ fetelor nemăritate. Doar fetele nemăritate poartă această podoabă pe cap. Cele măritate poartă cârpă. Da. Deci vedeți câte similitudini, câte asemănări cu costumul popular de aici, de pe Valea Timocului, din Serbia de Răsărit, și denumirea componentelor costumului și ce este interesant, și sistemul floral. În zona de munte predomină florile, pe când la câmpie mai mult figurile geometrice și alte elemente. Deci este ceva normal, ceva care circulă și a circulat întotdeauna, sistemul valorilor, și circulă și acum în Europa și în lume. Dar la români asemănările pe zone sunt frecvente. Înainte de a trece la costumul de băiat din Banat, din zona de Șes, te-am ruga, Anișoara, să ne cânți, dacă nu întreg, un cântec, mai precis o doină pe care ai învățat-o, o baladă de la un român, un rapsod din Banatul Serbiei, de la Uzdin, nu? Da. Ba ce vântul Romanov, dâșe ba ce daia în floare, țăpă mârza la închisoare, țăpă mârza la închisoare, țăpă mârza la închisoare. Strigă-mă, Doamne, și ne-mă strigă, mârza-n temniță că-mă strigă, și-așa-mă strigă el ge tare, ge s-auge părăstă mare, ge s-auge părăstă mare. Dar nima nu-l auza, numai dulce mumă sa, ea la el că se dușea și din gura așa-i zișea. Mârzo, mârzo, fiul meu, ce parce au glasul tău, și-am venit să văd ce-ți este de strâj așa fără de vestă.
Dar cu mamă nu-i striga și cum nu mă voi văita, de 8 ani și jumătate zac aici fără dreptate, zac aici fără dreptate. Fă maică și ți se poate și de aici tu mă scoace. Mumă s-a tuin să dușea și prea murgu adușea, ge ușă că mi lega și acasă că-mi pleca. Murgu atunci și-ar încheza și așa tare mirosa, ușile de le spărgea, mârza afară că mi-eșa. Și prea murgu se suia și el, Doamne, se dușea, cu mumă s-a se-ntâlnea și din gura așa-i zișea. Iată-mă, mamă, că vin, dar am suferit mult chin, în peștera furisită, umedă și otrăvită. Umedă și otrăvită. Dar acum mulți amuz, Doamne, c-am scăpat din chin și foame și mi som slobod în țară, nu mai am frică de spoară, nu mai am frică de sfoară. Bravo! Stimați telespectatori, am prezentat costumul popular al românilor, al românilor din România, prin cele două exemple, costume cu asemănări și mici deosebiri, costumul popular în context european, românesc în contextul Europei. Studiile comparate, care sunt destul de importante în acest domeniu și în spațiul dumneavoastră și în spațiul european, dovedesc aceste lucruri. În finalul acestei emisiuni, ziceam că prin cântec Maria ne va ilustra costumul purtat de domnia sa. La revedere!
Bine.